Culoare, prestație la nivel și, desigur, emoții. Așa a fost prima semifinală a etapei naționale a concursului Eurovision. Надеюсь, что буду волноваться немножечко. Волнение помогает на сцене. Я понимаю, что я буду делать на сцене, четко знаю. Я уверен, подготовлен. Картинка будет красивая, я думаю, что всем понравится. Emoțiile sunt pozitive, sunt constructive, sunt firești și fără emoții eu chiar nu aș putea, pentru că eu fac ceea ce fac cu multă pasiune și cu multă dragoste. Ori asta înseamnă emoție. M-am pregătit moral foarte mult și m-au ajutat prietenii, iubitul meu, părinții, ca să ajungem aici în semifinală și să putem să cântăm, să cânt de fapt, cum pot mai bine. Prima semifinală a concursului a fost un show grandios. Scena, sunetul, luminile, toate la un nivel înalt pentru a face o sărbătoare pentru telespectatori. Din punctul meu de vedere a fost cel mai bun show din 9 ani de Eurovision, din 9 ani de când Moldova 1 face acest show extraordinar. Nu ar fi fost atât de bine și atât de frumos dacă noi erau partenerii noștri Orange, care este de câțiva ani alături de noi. De fiecare dată când avem posibilitatea să susținem tinerile talente în domeniul muzicii, facem acest lucru cu mare plăcere și cu responsabilitatea socială și suntem mândri și foarte fericiți că deja de 6 ani împreună construim această pistă de lansare pentru tinerile talente. Suntem novici în acest proiect, dar cu ajutorul partenerilor noștri, compania Orange, deci și TRM, Televiziunea Națională, credem că vom reuși și considerăm că vom participa în continuare în acest proiect și vom susține tinerii. Compania Orange Moldova este de 6 ani partenerul general al etapei naționale a concursului Eurovision. În premieră în acest an au contribuit la organizarea concursului Moldova Growing Bank și Guvernul Republicii Moldova.